E fost jucător la Chef și Sanger și tu deții funcția de director general. Director general, general. Da. Director general. Ce face un director general la un club de hamburgeri asta? Care e programul tău de zi cu zi? Păi programul meu mai mult este cu jucătorii. Pot să zic că eu mă ocup de transferuri, de dat, de plecat, de venit, jucători cu antrenori și vorbim. Eu mai mult 80-90% cu jucătorii, cu echipa. Și pleacă Ștefănescu? Întrebarea secolului. Nu cred că mai pleacă Ștefănescu. Deci rămâne Ștefănescu, asta este... Și voi am la Rapid, aia. Luați-vă gândul, domnul Șucu și domnul Bergodi de la Ștefănescu. Nu pot să mi-am luat gândul de mult, e dificil să vede aici. Grande jucătore.